Bună seara, sunt Suada Carcuchi și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Un tânăr de 21 de ani care își sărbătorea astăzi ziua de naștere a murit după ce o grenadă a explodat în curtea unei case din Tâncești. Doi prieteni de-ai săi au fost răniți. Toate drumurile din țară au dus astăzi la cimitire. De Paștele Blajinilor, moldovenii au întins mese printre morminte și nu s-au zgârcit la pomene. Până ajunge la cimitirul Sfântul Lazar din capitală, oamenii au trecut printr-un test al răbdării, s-au îmbulzit și s-au luptat pentru un loc pe scaun în autobuzele care au circulat gratuit. Moscova este în febra pregătirilor pentru parada de 9 mai. Aseară în Piața Roșie au defilat mii de soldați cu tehnică de luptă. A murit în ziua în care a împlinit 21 de ani. Un tânăr s-a stins pe loc după ce un prieten de-al său venit la sărbătoare a detonat o grenadă. S-a întâmplat în curtea unei case din Hâncești, iar bubuitura i-a speriat pe vecini. Poliția spune că două persoane au fost rănite și că urmează să stabilească circumstanțele incidentului. Totul s-a întâmplat după amiază. Acest bărbat locuiește în curtea unde s-a produs deflagrația. În casă eram când a explodat granata. O bușnitură și s-a scat sticle și s-a strânsgat și eu am strânsgat și am ieșit afară și am văzut băiețul strânsgat, am chemat poliția deodată. Bărbatul susține că tinerii aveau în casă mai multe grenade. De unde puteți să aibă el granată? Le-au găsit că aici au găsit. Le-au arătat mai înainte avea. Câte avea? 3. El vă le-a arătat vreodată? Da. De care erau, da? O limoncă, una, protul unde a canilor arătat. Da, eu nu mă pricep, pentru că nu le-am pus în viață. Vecinii spun că au rămas nedumeriți după ce au auzit bubuitura. Abia când s-a adunat mai multă lume și a venit poliția, au înțeles ce s-a întâmplat. O explozie am auzit, eu am crezut containerele astea, le încarcă mașina ca bușnul, le tărăcănesc care de gunoi. Când am ieșit în drum, am văzut că din partea ce fugie lumea la casa asta. Doi răniți și așa la băiatul e mort, ce din o gradă învălit. La fața locului a venit și o echipă de geniști care au încercuit zona. Băiat, pentru siguranța voastră, vă rugăm frumos, eliberat. Medicii de la Spitalul Raional din Hâncești au refuzat să ne ofere detalii despre starea pacienților aduși. Oamenii legii ne-au spus că cei trei închiriau casa unde s-a produs explozia și că astăzi sărbătoreau ziua de naștere a băiatului care a decedat. Unul dintre răniți, în vârstă de 27 de ani, a detonat grenada, susține poliția. Alte detalii vor fi stabilite în timpul anchetei. Cimitirul Sfântul Lazar din capital a arătat astăzi ca un furnicar. Mii de oameni s-au adunat ca să-și pomenească rudele decedate, iar bucatele și pomenele și-au făcut loc pe morminte. Și în timp ce unii au venit cu de toate, alții au adus cu ei doar o lumânare și o sticlă cu apă. La intrarea principală din cimitir, îmbulzeala a fost la ordine zilei. Un minut de neatenție și nu-ți mai găseai rudele cu care ai intrat. Asta pentru că la câțiva metri distanță, o altă poartă era încuiată. Iar oamenii erau revoltați. Pentru a merge la tăticul la cimitir și la soțul meu, cu regret, trebuia acum mica mea de 70 de ani să merg încă un cartier cu picioarele bolnave. Judecând după cât de multe și de încărcate erau gențile oamenilor care intrau pe porți, se pare că tone de mâncare au ajuns astăzi în cimitir. Ce aveți în geantă? Vedem că e foarte mare. Cu ce ați venit? Colaci, dulciuri și ouă roșii. 3 morminte, 9 colaci. La fiecare mormânt și 3. Alții însă au adus doar câte un buchet de flori. Eu sper că florile sunt cel mai principal în cimitir. Mâncarea nu e asta principal. Principal să fie pomenirea celor care nu sunt cu noi. Ulterior, oamenii au mers lângă morminte, unde s-au întâlnit cu toate rudele. Au așezat bucatele pe masă și au împărțit pomene. De sufletul bunea lui Pintelii. Mulțumesc! Bada prosti! Bada prosti! Această femeie a venit să-și pomenească soțul, care a decedat acum 11 ani. Împreună cu ea au venit nepoții și fiicele. În total s-au adunat 7 familii. Cu fiica, cu alt fiică, cu nepotul, cu ginerile. Cu nepotul, în jurul meu am cât 8 cât îți dădeți. Și pentru că erau mulți, au întins o masă plină cu bucate. Așa, simbolic, am adus ea, că ce vedeți, paclăgile, pepin, brânză, sarmale, da, vin. Anul viitor însă nu vor mai aduce mâncare la cimitir, spun ei. Prea mult, prea de toate, poate nu e obositor, dar
prea complicat toată treaba. Și pentru că de Paștele Blajinilor se pomenesc cei care au trecut în neființă, pe la fiecare mormânt trecea un preot care spunea o rugăciune. Hristos a învia din morți cu moartea premoartică. Carolina ne-a spus că a venit la mormântul soțului ei, care a decedat în urma unui accident. Astăzi nu și-a putut stăpâni lacrimile. Mereu îl purtăm în gând și în suflet. Este alături de noi zi de zi. Mormântul era încărcat cu pomene, iar de pe masă nu lipseau sarmalele, dar și alte bucate. Dăm și la rude, dar dăm și la nevoiași. Și în timp ce unii au venit cu toată familia, alții în singurătate. Soțul e mort, fișorul mort, tăți sunt morți. Și am rămas eu singur. Pe mătușa Elena am surprins-o când așeza flori pe mormânt. Ați adus și un liliac. Da, liliac alb, tot cele de mus o trecut, a rămas numai liliacul. Așa? Iată. Și ăsta de acasă am rupt, am crescut special. Iar apoi a aprins o candelă. Aia că ieșe sus, că... Să vadă că... Nici pomene nu avea multe, câteva ouă roșii și dulciuri. Câte un roșu, câte o piciană. Iar acest bărbat a aprins o singură lumânare, spune că nu a adus nicio pomană. Se dau, nu, я прихожу просто отдаю дань, его вспоминаю и всё. В общем. Cimitirul Sfântul Lazar este cel mai mare din Europa. La cele peste 250.000 de morminte vor avea loc și mâine slujbe de pomenire. Adevărată mană cerească a fost astăzi pentru cerșetorii care și-au făcut loc printre cei veniți să-i pomenească pe răposați. Ce faceți aici? Cum, de ce? Facem ceva de mâncare la copii. Am întâlnit și mulți copii cu mâna întinsă, iar unii adulți au devenit agresivi când au văzut că sunt filmați. Vă arătăm mai multe imagini în jurnal. Pulsul capitalei s-a simțit astăzi cel mai bine la stația de la Circ, acolo unde, de unde porneau autocarele spre cimitirul Sfântul Lazar. Astfel, fuga pentru un loc pe scaun a devenit sport local. Unii se plâng că organizarea a fost proastă, cu rânduri imense, în timp ce alții susțin că e mai bine decât în anii precedenți. Chiar de la primele ore ale dimineții, la stația de la Circ nu aveai unde să arunci un ac. Încărcați cu flori și pungi pline cu pomeni, oamenii se îmbulzeau să prindă loc în autocarele care porneau spre cimitirul Sfântul Lazar. Autobusul e supraîncărcat, acum mulți pasageri pleacă la cimitir, nevoile lor fiecare. Așteptăm și noi ceva mai liber. Pentru că unii își doreau un loc pe scaun, autobuzele porneau mai mult goale. Eu cred că mai mult transport trebuia să fie, doar picioarele și de atât aștept loc. Fluxul de oameni era atât de mare încât în scurt timp sute de persoane stăteau în rând, iar coloana se întindea după trecerea subterană. Pe unii așteptarea i-a fiert ca într-o oală cu nervi. Când credeți că ajungeți la stați? Nu mi imaginez. Неправильно и неумно. Это не организация, это дезорганизация, издевается над людьми. Это очередь. Она здесь совершенно не нужна. Можно было придумать что-то поумнее. Această femeie susține că și-a lăsat nepoata bolnavă încuiată în casă doar ca să reușească să-și pomenească morții. Coloana imensă pe care o avea în față i-a spulberat gândul de a se întoarce în scurt timp acasă. Odată în an se duc la cimitir și am uitat-vă și drumul, uitat-vă și acolo. Dar noi mai am lăsat copilașa, eu am nepoțică invalidă, am închis-o cască să mă duc la părinții mei și la soț. Totuși, unii spun că organizarea transportului a fost mai bună față de anii precedenți. Destul de repede merge. Dar rândul e mare. E mare. E organizat. Odată încărcate, autocarele opreau abia la cimitir. Chiar dacă oamenii care așteptau în stații făceau cu mâna să oprească, acestea își continuau drumul. Astfel că cei din cartierul Poșta Veche au fost nevoiți să o ia la pas. Minut 30-40 я ждал на перекрестке Соколова-Чевкара транспорт. Не останавливался транспорт. 26-й автобус, который должен был остановиться на остановке. Старая почта остается, как будто, я не знаю, вы извините меня, но в глубокой яме. Старая почта вся идет пешком. La amiază, aceeași aglomerație și forfotă s-a mutat la stația de la cimitir. Astăzi și mâine, municipalitatea pune la dispoziție transport gratuit. Autocarele pornesc de la Circ și de la stația Vasile Alexandrii. De Paștele Blajinilor, circulația transportului, cu excepția celui public, pe strada Doina, porțiunea cuprinsă între strada Socoleni și intrarea
în cimitirul Doina este interzisă. Chiar și așa, pe drumul de acces spre cimitir, pe anumite segmente s-a circulat bară la bară. Piața centrală s-a mutat astăzi la cimitirul Sfântul Lazar. La intrare găseai de toate, flori, lumânări, mâncare sau cafea. Pentru a prinde un loc cât mai bun, unii au venit de aseară și au dormit în fața cimitirului. Intrarea în cimitirul Sfântul Lazar arată de dimineață ca o piață de flori. Lăcrămioare, lalele, liliac sau narcise au fost la mare căutare pentru cei care au vrut să pună la căpătâiul răposaților și un buchet de flori. Am venit cu 5 genți. Astăzi dimineață la orele 4. Avem în grădină. Au mai rămas flori pe copac? Nu. Cât ați dat pe buchet? 20. Leleacul primăvara aici au mai întrebat. Valentina Stratan a venit cu flori tocmai de la Răciu la Călăraș. Spune că pensia de 700 de lei nu îi ajunge să trăiască, așa că Paștele Blajinilor e mană cerească pentru buzunarul ei. Am în grădin, le-am crescut acasă și de ce să fac, cu ce să mă ocup? Trebuie la bătrâneze, cu 700 de lei eu nu trăiesc, decât să mă duc să fur să și să fac. Ca să prindă un loc de vânzare în zona de lângă poarta cimitirului, femeia a venit în capitală aseară, iar noaptea a dormit sub gard, pentru că nu a avut alt mijloc de transport, cei 60 de kilometri i-a făcut cu taxiul, pe care a plătit 300 de lei. Noaptea am dormit aici, toate ca cu pledul, cu pătra și atât m-am pălesc. Dar ce să facem? Da, adică am prins rând, că dacă nu prins rând, să te uiți. La Taraba Ludmilei Alexa găsim însă flori artificiale, pentru că de blajini florile se vând ca pâinea caldă, pregătirile au început încă din iarnă. Ianuarie, februarie, cam martie până și de-amul s-a făcut mai bine și de-amul începem a lucra. Trebuie mai mult flori vii, da? Câte o leacă merg și o leacă artificiale. Oamenii spun că prețurile sunt cam pipărate pentru salariile modeste, însă odată în an sunt gata să-și deschidă mai larg punga. Iată, astea și astea sunt 50 de lei. Sunt foarte scumpe. Astăzi mai ales că e așa o zi importantă. Pentru buzunarele noastre sunt extraordinare. Ne mușcă. Lumânările au fost și ele parte din pachetul de pomenire. Cumpărătorii au putut alege între diferite culori, parfumate sau obișnuite. Avem lumânările începând de la 7, 10 lei și mai sus deja. Candeluțe sunt ceva de genul. Cei care nu și-au cumpărat colaci din timp au putut să o facă la poarta cimitirului. Tot acolo se mai vindeau plăcinte prăjite pe loc sau băuturi calde și răcoritoare. Comercianții spun că prețurile sunt ca în zilele obișnuite. Avem de la plăcinte până la colăcei, cozonăcei mici, apa care tot este la o mare căutare astăzi, cafea și ceai avem. Mâine, în a doua zi de blajini, aceștia spun că vor reveni. Au fost aprinse lumânări și la mormintele oamenilor de cultură care și-au găsit liniștea la cimitirul central. Scriitorii și artiștii au fost comemorați de rudele care le duc dorul, dar și de cei care le-au îndrăgit creația, așa că au fost depănate multe amintiri. La mormântul soților Ion și Doina Aldea Teodorovici a venit întreaga familie de 26 de ani. Fiul, părinții și rudele cuplului se mângâie cu amintiri prețioase și muzica artiștilor. Și totdeauna, uite, o telepatie. Cum arată la televizor, eu anume trebuie să deschid în clipa aceea și anume canalul unde ei sunt, unde cântă. Ei pentru mine sunt vie și vor fi până când mă duce și eu alături de ei. Și la piatra funerară a interpretului de muzică ușoară, Anatol Dumitraș, au fost aprinse lumânări de către fiii și soția acestuia. Adrian, băiatul mai mic, spune că vine des la mormântul tatălui său. Nu aștept o ocazie specială, dar eu vin de obicei chiar când porțile sunt închise și eu tot timpul singur și mai bine mă sunt ca să pot să ne aduc aminte. Așteptam când eram copil că vine cu ceva și nu, încă nu-ți vindea la noi în Moldova. De exemplu, sneakers-uri și ceva. Eu eram așa copil mitel, el vindea cu ceva care, nu știu, asta n-ai cum să transmit. Iar deseori fredonează melodiile acestuia. Părinții sprijinesc și mai mult ne adună, mai mult la umbra castanului, cum cânta el acolo. Că poți cânt la karaoke, părinții, nici mama, nici fratele nu le-au auzit. Dar... Îmbrăcată într-un honorac și cu inima încă plină de durere, sora lui Viorel Mardare a trecut pe la mormântul regretatului regizor, care a murit acum 2 luni fiind răpuns de cancer. Spune că mâine va merge cu întreaga familie, iar astăzi a rămas plăcut surprinsă când a văzut că în lipsa lor au fost alții pe acolo. Carnețiu cu nu știu cine o fi. Cu inimioară, da? Cu inimioară, da, și văd că... Văd că și o inimioară.
Unde nu dai numai inimioare? Și aici, și aici, și aici, și aici. Viorel nu e aici concret, nu e ceea ce a rămas aici. Își amintește că anul trecut de Paștele Blajinelor au fost împreună cu Viorel la mormântul tatălui și a buneilor, deși se simțea rău. Despre fratele său a vorbit cu zâmbetul pe buze, spunând că el a inspirat-o de multe ori. Mă plimbam cu el și spuneau toți că, oi, că ca aia maladaia, babașa. Și mie chiar îmi plăcea că îmi zic așa, pentru că era tare frumușel. Așa de multe lucruri interesante îmi povestea, că eu m-am perfecționat în unele chestii și chiar mulțumesc, Viorel, că m-ai învățat să lucrez în Photoshop, chiar și lucrul ăsta. Unii dintre cei care au venit să-și pomenească rudele au trecut și pe la mormintele artiștilor. Chiar dacă nu i-au cunoscut personal, spun că amintirea lor a rămas vie. Băietul meu, mama mea, aici a îngropat. Totdeauna trec pe la dans, sunt tare neplăcut. Când mama era vie, tot timpul spunea ce hadem pe la Nicolae Sulac. Da, și când a murit, el, Dumnezeu să-l ierte, acum mama tare avea scârbă mare. Domnul să-i iubească. Ăsta a fost om de creație. Om care el singur compunier și va ajuta și ne postea. Dușmanul aud. Nici nu aveam cum să aibă dușman. La cimitirul central de pe strada armenească se află mormintele oamenilor de creație din țara noastră. Printre oamenii veniți să-și amintească de cei trecuți în neființă și-au făcut loc și cerșetorii. Adulții spun că nevoile îi fac să ceară din mila trecătorilor, iar unii s-au arătat deranjați că sunt filmați. La cimitirul de pe strada 2 n-am întâlnit și mulți copii cu mâna întinsă. Această femeie a venit tocmai de la Călăraș cu trenul. S-a trezit cu noaptea în cap ca să-și poată găsi un loc în cimitir unde să cerșească. Ce faceți aici? Cum, de ce? Facem ceva de mâncare la copii. În doar câteva ore cât a stat acolo, a strâns o geantă plină cu de toate. De ce nu lucrați? Păi nu am cu cine lăsa copiii spre mitting. În jurul ei zburdau cei trei copii. Cel mai mic are 4 ani, iar ceilalți 6 și 8. Ce ai în mână? Bani. Cine ți-a dat? Singur le-a făcut. Cum ai făcut? Frumos. Sabrina, fiica cea mare, spune că din banii adunați vor cumpăra de mâncare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iar acest tânăr a venit de la Nisporeni, s-a așezat pe un scaun și a cântat la acordeon. Trecătorii aruncau câte un leu în valiza imensă pe care și-a luat-o cu el. Un alt băiețel stătea pe trotuar și mânca cu poftă o banană. Lângă el avea o pungă unde punea tot ce dădeau oamenii care treceau pe alături, iar în mână ținea banii. În pungă ce ai? Care? Cerșești? Da. Cine ți-a zis? Mama. Alte femei care cerșeau împreună cu copiii au luat-o la goană când au văzut echipa ProTV. De ce stați cu copilul? Cerșeau pe drumurile din cimitir și vârstnicii. E bolnav, insult! E bolnav, nu? A fost ce mai. Deși unii cerșetori păreau foarte milostivi, atunci când ne apropiam deveneau brusc agresivi și negau faptul că stau cu mâna întinsă. De ce stați aici? Pentru că vreau să stau, că-i ziua azi, pentru mort, ca să dai de pomană pentru tine, pentru mortul tău. Și în pahar ce? Ca să-ți dau de pomană, vrei să-ți dau de pomană? Ia, ieși și pentru morților. Unii au spus că vor veni și mâine la cimitir. Cu 8 medalii de bronz și una de argint s-au ales elevii moldoveni care au participat la Olimpiada Balcanică de Matematică. Amintiri plăcute, a fost foarte bine organizată această olimpiadă, chiar fără cusur. Iar tinerii veniți din alte țări au avut ocazia să descopere Moldova. Rămâneți cu noi ca să aflați cu ce impresii au rămas. Crezând că întreaga stradă îi aparține, un tânăr din Sângere i-a făcut drifturi periculoase în fața prietenilor săi. Momentul a fost înregistrat de câțiva martori care susțin că șoferul era beat. Nu am reușit să discutăm cu poliția ca să aflăm detalii. Yeah.
Scenele au fost surprinse ieri în localitatea Bilicienii Vechi din raionul Sângerei. Șoferul s-a dat în spectacol în fața mai multor localnici care au filmat totul și au postat imaginile pe rețelele de socializare. Martorii spun că tânărul era beat. A intrat deja în intersecție și a început acolo să trotească cu mașina, izbea bani, doamne acolo în vârstă cu copii, ba, soția a fugit, fetița de 3 ani sub gard, mai scurt, îi spărea acolo pe toți, am făcut vreo 4 virajuri, după care eu am început să filmez abia atunci, în momentul ăsta abia am început să filmez. Eu l-am mai făcut un singur viraj, am văzut că eu filmez și deja s-a făcut avânt de mine. Din nou, din mașină am început să mă amenință, să mă înjuri, cam uși vin, cam uși nu știu ce. Tot martorii spun că după ce a văzut că este filmat, șoferul a dus mașina acasă, iar apoi s-a întors ca să discute cu cei care au înregistrat momentul. Între timp au venit și polițiștii. Eu nu-s fetița. Se pune acolo în buzunar. Dacă ceva, eu-s femeie gravidă și încă dacă ne mai pui mâna pe mine, să ai probleme încă mai mari. Da? Da. Am încercat să găsim șoferul ca să aflăm mai multe de la el. I-am scris un mesaj pe Facebook, însă deocamdată acesta nu a reacționat. Nici oamenii legii nu au răspuns la apeluri ca să ne spună dacă au registrat cazul și ce riscă bărbatul. Mii de soldați au mărșăluit aseară în Piața Roșie de la Moscova la repetiția nocturnă pentru parada de 9 mai. Vehicule militare au defilat prin fața oamenilor veniți cu câteva ore mai devreme ca să vadă pregătirile. Kremlinul anunță că în acest an va arăta tancuri de ultima generație și rachete nucleare. Peste 13.000 de militari, mai puțin decât în alți ani, au mers într-un pas în Piața Roșie sub privirile curioase ale celor prezenți. Tribunele erau pline de oameni care s-au adunat cu mult timp înainte de începerea repetiției. Deși temperaturile erau joase, rușii au venit cu familii întregi. Au defilat tancuri și transportatoare de rachete, peste 150 la număr. Pentru parada de 9 mai din acest an, Moscova a anunțat că va prezenta noile puși de asalt care vor intra în dotarea parașutiștilor. Totodată vor fi arătate tancuri de ultimă generație și rachete nucleare. Repetiția finală va avea loc marți, când vor fi aduse și avioanele militare. Pentru prima dată, Papa Francisc vizitează Bulgaria și Macedonia de Nord. Suveranul a ajuns astăzi la Sofia, fiind întâmpinat rece de Biserica Ortodoxă, care a interzis preoților să participe la slujbe alături de Papa. Liderul de la Vatican însă a spus că va încerca să elimine tensiunile dintre comunitatea catolică și cea ortodoxă. Întâmpinat de oficiali și copiii care i-au adus flori, Papa Francisc a ajuns la amiază în capitala Bulgariei, iar marți urmează să plece și Macedonia de Nord. Vizita vine ca răspuns la invitațiile șefilor celor două state. Imediat după aterizare, suveranul a stat de vorbă cu premierul bulgar, care a spus că întâlnirea arată interesul papei față de dezvoltarea economică pașnică în Balcani. Deși Papa Francisc a încercat să amelioreze situația tensionată dintre comunitatea catolică și cea ortodoxă, suveranul a fost primit rece de Biserica Ortodoxă Bulgară, care a anunțat că interzice preoților să participe la slujbele oficiate de liderul de la Vatican. Totodată, ortodoxii bulgari au refuzat să organizeze orice serviciu religios la Catedrala Ortodoxă din Sofia, unde papa a fost în vizită. Mâine, suveranul va merge la un centru de refugiați, dorind în așa fel să evidențieze din nou necesitatea primirii imigranților de către țările membre UE. Marți, când va ajunge în Macedonia de Nord, papa va merge la Casa Memorială a Maicii Tereza.
O medalie de argint și 8 de bronz este reușita lotului țării noastre la Olimpiada Balcanică de Matematică. Evenimentul a fost organizat într-o școală privată din capitală. Ministrul Educației susține că instituția s-a oferit să le fie partener și că are condiții foarte bune. Nu ne-a spus însă când vor arăta așa și școlile de stat. După două zile de concurs, cei care au găsit soluția corectă la problemele de la Olimpiadă au urcat pe podiumul de premiere. Anul acesta a fost foarte greu, pentru că ultima problemă a fost foarte grea, rezolvată doar de 2 elevi. Când nu știi să faci o problemă, ți-e teamă și te panichezi, când vezi că ție se te bucur. Elevii din echipa țării noastre au câștigat 8 medalii de bronz și una de argint. Cea mai înaltă performanță îi aparține lui Marius de la liceul Spiru Haret. Amintiri plăcute, a fost foarte bine organizată această olimpiadă, chiar fără cusur. Concurenții veniți din 11 țări, care au prins ritmul Chișinăului în perioada în care elevii de aici sunt în vacanță, spun că orașul este liniștit, iar Moldova o țară frumoasă. The city, it's not too busy, which is always nice, and of course the weather's a lot better than back at home. Your country is beautiful, I think. Do you learn something in Romanian? Yeah. Word? What word do you know? Mulțumesc. Aceștia au avut ocazia nu doar să rezolve probleme în Moldova, dar și să o viziteze. În traseul lor au fost incluse cele mai importante puncte turistice din țara noastră. We saw, you know, the biggest cathedral. I'd never really seen the kind of orthodox art style, so that was quite, it's interesting to see that, really. We visited the monastery, which was carved into the kind of rock, which was quite fascinating. Olimpiada Balcanică la Matematică a fost organizată într-un liceu privat din capitală, inaugurat acum un an și cunoscut pentru condițiile bune oferite elevilor, unice în țara noastră. Școlile de stat nu sunt suficient de bune? Ba, sunt foarte bune. În cazul în care o școală care poate oferi condiții foarte bune și are inițiativa ca să contribuie și în calitate de partener, de ce nu ar face-o? Nu vom avea asemenea condiții și în celelalte școli din țară. Totdeauna le avem și acum la fel. Monica Babuc s-a arătat deranjată când a fost întrebată despre cheltuielile suportate de minister pentru organizarea evenimentului. Ați vorbit de buget. Cât s-a cheltuit? Calculele trebuie să fie făcute. Chiar nu vă interesează altceva, nimic decât banii. Nu vă interesează cum a fost pregătit lotul Republicii Moldova, de exemplu. Cum a fost pregătit lotul? Nu, dar păi asta vă întreb eu pe dumneavoastră. Nu vă interesează? Ne interesează. Dumneavoastră aveți răspuns cum a fost pregătit. A fost pregătit extraordinar. În știrile realizate anterior cu elevii care s-au întors cu medalii de la Olimpiade Internaționale, aceștia ne-au spus că în școlile de stat nu există programe speciale care să-i pregătească pentru concurs, așa că aleg să studieze la școli private. Asta este opinia unora dintre ei, dar eu sunt absolut sigură că la o sumedenie de școli de stat noi avem participanți la Olimpiade și care au câștigat de asemenea locuri. Cea de-a 36-a ediție a Olimpiadei Balcanice la Matematică a fost organizată în perioada 30 aprilie-5 mai. Țara noastră a găzduit pentru a treia oară evenimentul. Un spectacol de apă, muzică și lumini a transformat aseară Bucureștiul într-un loc rupt, parcă din basme, și a încântat multă lume. Sinfonia apei, așa cum este numit show-ul, va ține până în toamnă. Vedeți mai multe imagini în câteva minute. S-a întors iarna în Germania. În unele regiuni, mai ales în cele montane, s-a așezat un strat de zăpadă de 20 de centimetri. Totodată, temperaturile au coborât sub 0 grade Celsius pe timpul nopții. Meteorologii atenționează că valul de frig se deplasează din centru spre sudul țării, așa că și acolo se așteaptă ninsori. Acum câteva zile a fulguit și în nordul Franței, un fenomen neobișnuit pentru această perioadă. În aceleași regiuni au fost tornade, vânt puternic și grindină. Suedezii țin la o tradiție puțin spus neobișnuită, care a devenit celebră în toată lumea. La începutul lunii mai, aceștia sărbătoresc prima ieșire a vacilor la pășunat după iarnă. Mii de oameni se adună la ferme și urmăresc animalele, încântate să iasă din nou la aer curat și iarbă verde. Din
Din cauza climatului nordic al Suediei, sezonul de pășunat durează din luna mai până cel târziu în octombrie, așa că mai mult de jumătate de an vacile sunt ținute în grajduri. Eliberarea lor a devenit o sărbătoare pentru suedezi care nu pierd ocazia să urmărească animalele când acestea ies la primul pășunat. În prima săptămână din mai, la ferme se adună sute de suedezi. Cei mai încântați sunt locuitorii din orașe care nu prea au ocazia să vadă animale. Odată ce ies din grajduri, vacile, vizibil fericite, aleargă și zbur de minute bune prin iarba verde. Evenimentul a devenit o atracție și pentru turiști, curioși să vadă tradițiile neobișnuite care pot fi văzute an de an în aceeași perioadă în Suedia. Cum ar fi să mâncați înghețată cu larve de muște? Un asemenea desert deja a fost scos la vânzare de un producător din Africa de Sud, care vrea să ajungă și pe piața europeană și cea americană. Este o alternativă bogată în proteine, se laudă compania. Dacă ați obosit de înghețata cu ciocolată ori vanilie, să știți că de acum încolo puteți gusta ceva nou. Înghețata cu larve de muște sau vierbi, după denumirea populară, a apărut în Africa de Sud. Mulți percep folosirea insectelor în alimente drept o sursă hrănitoare și prietenoasă cu mediul înconjurător. It tastes like ice cream to me. I was pretty excited to when I heard they've got an insect ice cream here in Cape Town. Because I've heard and I've read and I've sort of seen things where people are saying insects are the way of the future. Larvele sunt procesate împreună cu alte ingrediente, iar pentru aromă se adaugă cacao sau miere. Nutriționiștii confirmă că larvele sunt cât se poate de hrănitoare, doar că oamenii nu pot trece peste sentimentul creat de imaginea viermilor. Cei care vor ajunge la București au ocazia să vadă unul dintre cele mai frumoase spectacole pe apă. Show-ul cu muzică și lumini are loc la fântânile din Piața Unirii. Sute de oameni au urmărit evenimentul cu sufletul la gură și au filmat totul. De jocuri de lumini de apă, muzică bună și o atmosferă de poveste au avut parte cei care și-au dat întâlnirea seară în Piața Unirii din București. Cam ud, dar e frumos. Atmosfera plăcută și muzica foarte mișto. Superb și ceva deosebit pentru orașul nostru, bineînțeles. A plouat puțin înainte, dar acum a fost frumos. Simfonia mi-a plăcut, mi-au plăcut melodiile alese, foarte frumos. Și jocul de apă, normal. Unii s-au pregătit de acasă și au venit cu umbrele, ori s-au acoperit cu hainele. Alții însă s-au lăsat stropiți de apă. Vă udă puțin, nu vă deranjează? Nu, chiar ne place, nu? Foarte frumos, dar ne plouă fără motiv. Nu prea suntem pregătiți, trebuia să ne luăm umbrelele de acasă. Drept dovadă, ia uitați cum suntem. Este prea frumos ca să ne deranjeze. Era foarte haios atunci când venea și te stropea în față și te dădea înapoi. Simfonia apei, așa se numește show-ul care a devenit o tradiție pentru bucureșteni. Timp de 45 de minute au răsunat melodii celebre, iar apa parcă a dansat pe ritmurile muzicii. Spectacolul fântânilor va avea loc atât ziua cât și noaptea. Pentru weekend au fost pregătite 4 variante de show pentru a nu plictisi audiența. Muzica foarte bună. Da, e o idee foarte bună pentru lumea din jurul nostru, pentru relaxare. Show-ul poate fi văzut de vineri până duminică și va dura până în luna octombrie.
Ploaie de goluri în cea de-a 8-a etapă a diviziei naționale. Ieri gruparea Dinamo Auto a distrus-o pe nou promovata Codru Lozova cu scorul de 5-2. Într-un alt duel, Zimbru a suferit din nou înfrângere după ce a fost bătută pe terenul celor de la Petrocup Hâncești. Până în minutul 42, pentru gruparea din Lozova nu se prevedea niciun pericol, astfel nebunia cea mare a început după autogolul lui Nazar, care a deschis scorul întâlnirii. După revenirea pe teren în a doua repriză, Codru a egalat prin reușita lui Trifonov, însă cei de la Dinamo au răspuns ferm. Craiev a fost autorul unui gol superb, stabilind scorul de 2-1. Gruparea din Lozova a căutat să egaleze, însă au marcat tot cei de la Dinamo. Bugaiov, Craiev și Babrov și-au trecut numele pe lista marcatorilor și au dus echipa într-un avantaj enorm. Aproape de finalul jocului, oaspeții au mers în atac, iar Bursuc a fost autorul ultimului gol al întâlnirii, stabilind scorul de 5-2. N-am ce să comentez. Fără comentarii. Simplu, asta e bătaie de joc. Într-un alt duel, Zimbru Chișinău a suferit o nouă înfrângere pe terenul celor de la Petrocup Hâncești cu scorul de 1-0. Singurul gol al întâlnirii a fost marcat de Taras în minutul 80. Pentru galben-verzi este al 6-lea eșec în cele 8 etape disputate în divizia națională. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează filmul Sărutul Dragonului. Nu uitați, dacă ați fost martorul unui eveniment important, anunțați-ne la orice oră la numărul de telefon 022 210 130. Iar dacă aveți imagini spectaculoase care pot deveni o știre, ni le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. Eu vă doresc o seară frumoasă!